Îl felicit pe domnul deputat Daniel Florea pentru că a fost astăzi ales președinte al organizației PSD Sectorul 5. Este și candidatul nostru pentru primăria acestui sector. Este o organizație care a trecut prin mai multe momente dificile în ultima perioadă. Sunt convinsă că nu i-a fost simplu, dar de acum lucrurile sunt foarte clare. Am vrut prin gestul de astăzi să risipim orice urmă de îndoială și orice zvon care prevestea faptul că, de fapt, domnul Florea este doar candidat, dar nu va conduce cu adevărat organizația acestui sector. Și iată, toate aceste lucruri au fost astăzi contrazise prin conferința de alegeri la care am participat cu toții. Îi urez mult succes și sunt convinsă că stau acum lângă mine cu viitorul primar al sectorului 5.